Se zice că un om s-a dus la doctor și început să plângă că are înțepături mari prin burtă, că doare burta. Și doctorul a început să-l investigheze, să-l consulte și după ce l-a consultat, îi spune: păi tu ai o apendicită inflamată. Omul foarte subtil și zice: oh, da, am apendicită. El nu știa ce e apendicită, vedea că doare burta. Și am auzit această întâmplare despre acel om care nu știa despre apendicită și ceva are în corp și m-am gândit la mine și m-am gândit la noi despre o nevoie cu care ne confruntăm și cu care mă confrunt. De multe ori, când sunt texte la alegere, și în seara asta a fost un text la alegere pentru mine, noi predicatorii căutăm să vedem unde sunt cele mai mari nevoi ale noastre și credem că dacă acolo e nevoia noastră cea mai mare, atunci ai și a bisericii. Și poate că în seara aceasta aș vrea să vă spun între nevoile mele, o durere de apendicită este asta, citim destul de puțin din Biblie și citim destul de mult din alte cărți. Citesc destul de puțin din Biblie, citesc Biblia, dar citesc destul de puțin. Nu suficient, îmi place să citesc mult din alte cărți și îmi place să am cărți care vorbesc profund despre mântuire, despre toate astea lucrurile, dar în seara aceasta aș vrea să mă provoc pe mine și să vă provoc pe dumneavoastră, pe fiecare în parte, să citim din Biblie, să citim mult, să ne apropiem așa cum trebuie de Biblie. Domnul să ne aștepte la lucrul acesta. Pentru că putem face ca acel om să zicem, dar nici n-am știut. Nici n-am știut că cât de mult vorbește Biblia despre pace, cât de mult vorbește Biblia despre dragoste, despre siguranță, despre siguranța mântuirii, despre siguranța iertării. Pentru că nu studiem, nu ne aprofundăm în Scriptură. Știm multe, multe, multe alte cărți pe lângă și totuși nu rămânem rădăcinați în Sfânta Scriptură. Trăim într-o perioadă în care fiecare vine cu tot felul de tratamente, de cure. Vorbeam cu un prieten de-a meu și zicea că dacă ar fi, zicea el, să mă îmbolnăvesc eu de cancer, eu am 4 tratamente care pot să le fac. Și dacă nu dă unul rezultate, sigur dă al doilea și al treilea și al patrulea. Și era așa de ferm de convins pe rezultatele lui. Cu toate că și-a recomandat la alții și s-au stins și s-au dus. Și tratamentele lui strălucite n-au dat niciun efect. Dar în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre un tratament. Și vreau să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu, ascultați-mă bine ce vă zic, Biblia este un medicament. Și voi vorbi despre o cutie de medicamente în seara aceasta. Și despre cum să aplicăm Biblia, cuvântul cel viu și veșnic în viețile noastre. Dar vreau să înțelegem. Lucrul acesta este important, imperios de important pentru noi să ne apropiem și să citim cuvântul Domnului. De ce? Zice, vreau să le citesc textul, poate că unii și uitat de unde s-a citit textul, o să citesc numai 3 versete, dar o să le dezbat și pe celelalte. Versetul Proverbe 4:20. Ascultați-mă ce zice. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele, să nu se depărteze cuvintele acestea de la ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Amin? Deci cine găsește cuvintele astea, astea în special, că sunt cuvintele Domnului și sunt cuvinte ieșite de pe buzele Lui, găsește, în primul rând, ce găsește? Ziceți dumneavoastră? Viață! Și în al doilea rând găsește ce? Sănătate. Dar pentru sănătate pentru ce? Pentru suflet? Fiți atenți ce spune acolo. Și sănătate pentru tot trupul lor. Amin? Credeți că în cuvântul lui Dumnezeu este o asemenea putere să vindece trupul? Așa este, frații mei. Și voi argumenta și voi arăta în seara aceasta că citind cuvântul lui Dumnezeu în anumite, așa cum zice Biblia aici, și trăindu-l, îți dă sănătate inclusiv în trup. Poate că facem cure, cure de slăbire, sunt o grămadă de cure și zice ai soția așa, că e cu proteine, că e cu nu știu ce și face așa și de multe ori ne lipsește voința, începe și falimentăm în ea. Dar cura aceasta pe care o recomand eu cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu vă lipsește voința și decideți să studiați și să citiți cuvântul Dumnezeu, nu o să falimenteze. Slăviți să fie Domnul. E important să citim cuvântul în fiecare zi. Nu din două în două zile, nu odată pe săptămână, nici măcar când vin la amvon să mă pregătesc, acum trebuie să vorbesc la frați. Trebuie să citesc regulat.
Indiferent dacă citesc alte cărți, e foarte bine să citim alte cărți. Ne împrospătează sufletul, inima, duhul, ne apropie de Dumnezeu. Dar cel mai important este să citim cuvântul. Când au ieșit din Egipt, poporul Israel, Dumnezeu le dădea mană când? În fiecare dimineață. Era și excepție, așa? Duminica le dădea? Nu le dădea. Pentru că le dădea sâmbăta pentru două zile. Dar noi când ar trebui să citim cuvântul? În fiecare zi, frații mei. Poate greșeți o duminică, avem Domnul Mese la biserică, nu mai citim lunea. Nu, și lunea ce trebuie să citim cuvântul. Domnul se așa să citim cuvântul. Slăviți să fie Domnul. În Matei 15, cu 21 la 28, acolo cuvântul Domnului ne spune despre o femeie, despre o femeie cananită. Femeia aceasta a venit la ucenici, la Domnul Iisus Hristos și tot striga după ei, tot striga după ei. Să-i vindece copilul. Și ucenicii ce au stărit pe lângă Domnul Iisus, Iisus se făcea ca și un om, de nu bagă în seamă și au zis, strigă după noi, fă ceva. Și au venit la el și au zis, Domnul Iisus, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Ea a venit, i s-a închinat și a zis, Doamne ajută! Versetul 26, Matei 15 cu 26. Drept răspuns, Iisus, sau el, i-a zis, nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței se satură din fărâmiturile stăpânului. Apoi mă întreb pe dumneavoastră, care era pâinea de care vorbea Domnul Iisus? Care era? Cuvântul. Și care era pâinea? Vindecarea copilului. Vindecare trupească. Pentru că el era cuvântul întrupat și trebuia să rostească cuvântul. Și cuvântul acționa și copilul s-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Vreau să spun, cuvântul citit și crezut dă vindecare în trup, slăvit să fie Domnul. În Psalmul 107, cu 19 și la 20, azi am citit dimineața din 107, din Psalmul 107, pentru că îmi place foarte mult psalmul acesta, este un psalm prin care ne îndeamnă să lăudăm pe Domnul, dar aici, fiți atenți, este un cuvânt foarte interesant. Nu mai zic o de a lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătățile lui și pentru binele lui față de filoamă. Dar versetul 19, ascultați. Atunci, vorbea de izraeliți, în strântorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat din groapă. Ce a făcut Dumnezeu când i-au strigat spre Dumnezeu? Dumnezeu a trimis cuvântul său. Cuvântul trimis de Dumnezeu i-a tămăduit. Cuvântul trimis de Dumnezeu produce tămăduire în tot trupul, din vârful capului până în picioare. În Isaia 55, 11, un verset pe care cu toții îl știți, dar vreau să citesc, Domnul zice așa, Domnul Dumnezeu, zice, tot așa și cuvântul meu, după ce vorbește despre ploaie și zăpadă, că nu se întorc fără să aducă rod, zice, tot așa și cuvântul meu, care iese de unde? Din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va primi planurile mele. Amin. Tu dacă citești cuvântul, primești promisiunea lui Dumnezeu, o vezi tu cu ochii tăi, ăsta e cuvânt inspirat 100% de Dumnezeu, este ieșit de pe gura lui Dumnezeu, nu e ieșit de pe gura unor sfinți, cum se este în cărți, este inspirat direct de Dumnezeu, tu îl crezi, te rogi și acționezi, tu poți să ai tămăduire de plină în trupul tău. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, am citit aici, nu se întoarce la Dumnezeu fără rog. S-a citit versetul 18, unde vorbește despre cărarea celor neprihăniți, este ca lumina strălucitoare, a cărui strălucire merge mereu crescând până la jumătatea zilei, până la miezul zilei. Îmi doresc ca cărarea dumneavoastră, cărarea celor neprihăniți, să fie ca lumina strălucitoare. Domnul Iisus Hristos zicea că voi sunteți o lumină. Voi sunteți lumina. Noi suntem așezați pe un deal, pe o cetăție ce dacă rămâne pe un munte, nu se poate să rămână ascunsă, o flăcrie se vede departe. De aceea nu-i vorba de mine. Nu-i vorba de mine în proverbul acesta. Nu-i vorba de mine că eu sunt lumină. Zice, voi sunteți lumina lumii, zice Iisus, nu? Zice că cărarea, ascultați-mă bine, zice, dar cărarea ce-o ne-am plenit, cărarea mea
este ca o lumină strălucitoare. Asta este o lumină strălucitoare. Dar lumina asta trebuie să meargă tot mereu crescând, ca ziua când merge spre amiază mare, când e lumină de, din toate părțile ori de lumină, te uiți, mai este întuneric. Așa trebuie să fie cărarea mea. Dar cum să fac? Cum să ajung la o asemenea strălucire pe cărarea mea, ca ceilalți să vadă cărarea mea și să cadă, vadă cărarea mea voastră? Despre cei răi mai jos spune că calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor potini, dar noi vedem de ce putem să ne potini și mergem înainte. Frații mei, s-a vorbit în ultimul timp aici despre importanța citirii cuvântului și a rugăciunii. Eu o să merg pe importanța, în mod special, a citirii cuvântului, cu toate că ele merg 100% în mână cu rugăciunea. Nu le poți despărți nici cum. Nu poți să le despărțești. Și aș vrea să vorbesc despre, din versetul 20, despre o sticlă cu medicamente. Aici, în versetul 20, 21 și 22, este o sticlă cu medicamente. Sunt niște instrucțiuni lipite pe ele când te duci la farmacie și ei sunt acolo de câte ori să ia antibioticul pe zi, la câte ore, cu mâncare sau fără mâncare. Exact așa este aici. Și aș vrea să ne ocupăm de aceste medicamente. Dar ce vreau să subliniez încă de la început, puteți să testați lucrul acesta, de aceea vă provoc să citiți Biblia. Să testați dacă ce spun de aici este adevărat sau nu. Dumnezeu vindecă. Am auzit cazul și cunosc cazul când citind sau ascultând au fost vindecați de Dumnezeu. Cunosc cazul personal. Și aceea ce vă spun, nu spun din povești și spun așa că scrie Biblia. Spun pentru că am văzut și am întâlnit astfel de cazuri. Dar, cu toți aveți Biblia acasă. Așa e de inutil să vă întreb. Eu întrebam așa. Sole, dar mă trebuie, am Biblia. Am una pe noptieră, da? Am una în mașină, da? Am alta în salon jos. Și toți avem o grămadă de Biblie în casă. Dar acum eu mă întreb pe mine. E suficient să-mi țin Biblia pe noptieră la cap? În fiecare seară să nu citesc din ea, iau o carte, citesc pe internet o carte interesantă. E suficient să țin Biblia la pe noptieră? E suficient să ai o cutie de medicamente să o ții pe noptieră? Eu am medicamentele, Dani. Dați pe noptieră acolo. Nu mă aștept nimic să am o sticlă cu medicamente să o țin pe noptieră. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit și trebuie crezut și trebuie aplicat la viața noastră. Nu e suficient să citești instrucțiunile. Medicamentul trebuie luat. Și vreau să citesc prima instrucțiune care scrie pe sticla mea de medicamente din versetul 20. Fiule, se adresează cu fiule, poate cuvinte cei care citim și care credem și avem în inimă Duhul lui Dumnezeu, suntem deja fi, suntem copii al Dumnezeu. Ia aminte la cuvintele mele. Și ăsta este primul lucru și cel mai important când citești din Biblie. Ia aminte la ce? La cuvintele mele. Aici sunt cuvintele lui Dumnezeu. Trebuie să, când citim cuvântul, să citim foarte atenți. De multe ori mi se întâmplă să citesc, televizorul merge, radio merge, radio nu merge la mine în casă, dar să zic muzică. Muzica merge, merg multe lucruri și atâtea mă distrag și nu sunt capabil de multe ori, după ce am citit, să spun clar, să-mi spunem ce citim din ultimele două capitole. Și stau și mă gândesc și n-am citit cu atenție. Frații mei, nu-i oricum. Nu citim cuvântul lui Dumnezeu oricum. Trebuie obligatoriu să eu să învăț, să-mi fac timp să citesc cuvântul lui Dumnezeu în liniște. Să-mi găsesc un colț în care să citesc cuvântul lui Dumnezeu în liniște, cu o atenție mărită, să știu ce am citit. Să știu ce vrea Dumnezeu să-mi vorbească mie. Când citesc cuvântul, eu tot timpul pun întrebări, cine vorbește, cui vorbește, când vorbește, unde vorbește și încerc să înțeleg contextul în care s-a fost scris, încerc să înțeleg la sfârșit o aplicație practică pentru mine. E foarte important. E foarte important. Nu e suficient să citești. Trebuie să citești cu atenția mărită. Mi se întâmplă de multe ori să citesc cu un ochi la Biblie și cu un ochi în altă parte. Vin îngrijorările și încep să mă gândesc la servicii, încep să mă gândesc ce trebuie să mai fac acasă și trebuie să mă gândesc la ce n-am cumpărat și trebuie să mă gândesc la... Mi se întâmplă lucrurile astea. Frații mei, trebuie să învățăm când citim Biblia, să ne rupem.
de tot ce este lumea și exterior. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să ne rugăm. Ce-o zis că ne rugăm? Ce să facem? Să intrăm unde? În? Unde să intrăm? În? În odăiță, frate Vasile. În odăiță trebuie să intru. Și după ce intru în odăiță, Cristi, ce trebuie să fac? La ușa după mine, acolo și încui ușa. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă tu să te izolezi? Rupe-te de exterior. Rupe-te de gânduri, de probleme. Oprește-te acolo. Începe să te rogi dacă nu poți înainte să citești. Roagă-te, Doamne, liberează-mă de toate apăsările acestea care vin peste mine și nu pot să citesc atent cuvântul Tău. Oprește-te, fă liniște în sufletul tău și începe să citești. Pentru că zice, fiule, ia aminte, cu alte cuvinte, citește. Citește cu aminte cuvintele mele, nu așa oricum. Pentru că oricum își fac efectul oricum. Niciun efect. E foarte important să fim foarte atenți ce citim. Să nu uităm să excludem lucrurile care ne distrag la Dumnezeu când intrăm în odăiță, să ne concentrăm asupra cuvântului. Punctul 2. Fiule, ia aminte la cuvintele mele și a doua instrucțiune. Pleacă-ți urechea la vorbele mele. Aici, în acest pasaj, vorbește de două porți. Vorbește de o poartă care este urechea prin care intră în mine, în sufletul, în duhul meu și îmi vindecă trupul. Și altă parte vorbește un pic mai târziu, sunt ochii. Pleacă-ți urechea la vorbele mele. Ce înseamnă să-ți pleci urechea la vorbele Domnului? Urechea, în mod special, ne plecăm când ascultăm o predică. V-ați plecat la prima predică al fratelui Dan? Urechea înseamnă să-ți o pleci când asculți o cântare, să asculți la ce vorbește Domnul. Înseamnă, cu alte cuvinte, totuși, să te smerești, să te umilești, să începi să vezi ce vrea Dumnezeu să vorbească. E foarte important, pentru că de multe ori citim multă istorie în Cuvântul Lui Dumnezeu și dacă am face o concluzie, ce au zis urechea noastră, ce am citit noi la nivelul sufletului, ce au zis sufletul nostru, așa e că ne este greu câteodată să spunem ce au zis sufletul nostru după ce am citit Cuvântul. Mi se întâmplă lucrurile acestea. În Matei 15, cu 6 și versetul 9, ce e foarte important când citesc. De multe ori mie mi se întâmplă să citesc, să urmăresc o idee. Mi se întâmplă? Mi se întâmplă să citesc ca să caut un argument în Scriptură. Mi se întâmplă să citesc ca să aprofundez o doctrină. Îți bune sufle biblice. Dar e foarte important să începem să citim fără idei preconcepute. Textul ăsta care s-a citit în seara aceasta, da, am auzit că fratele Iosif m-a predicat, a predicat asta vrea să spună. Nu așa trebuie să citim Cuvântul. Că l-am auzit pe oricine. L-am auzit pe un mare predicator care usă așa. Nu. Încearcă problema în Matei, n-am deschis Biblia, te rog, afișează Matei 15 cu 6, zice, nu mai este ținut, e vorba de Cuvântul Dumnezeu, să țințească pe tatăl său sau pe mama sa și a desfințat astfel Cuvântul Dumnezeu în folosul datinii voastre și versetul 9. Degeaba mă cistesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Poate câteodată nu reușim să înțelegem, pentru că suntem foarte închiși în ce credem noi, foarte închiși în ce am auzit noi, foarte închiși în ce am văzut noi, foarte închiși în ce știm noi. Și atunci petrece printre degete Cuvântul Dumnezeu. Și n-am înțeles nimic. De aceea aș vrea să vă îndemn. Când ne plecăm urechea la Cuvântul Dumnezeu, să lăsăm să ne vorbească Dumnezeu ce vrea El. Dă o parte tot ce știi. Și ia cuvântul ăla, mi s-a întâmplat să mie îmi place să fac lucrul acesta. De multe ori citesc un cuvânt din care chiar am predicat. Și să zic, vreau să văd ce vorbește Dumnezeu din el. Și mă apropie de el ca și cum atunci citesc prima oară. Îl citesc prima oară. Și atunci citesc și încerc să înțeleg ce am observat. Vreau să spun astăzi, prima dată, când am citit cuvântul Dar cărarea cea neprionită se calumea strălucitoare, mi s-a dus gândul direct că noi suntem lumina strălucitoare. De aici vorbește că cărarea este strălucitoare. Cărarea mea. Și astăzi am citit și am zis, wow! Eu știam că noi suntem strălucitoare, că noi suntem lumina. De aici nu vorbește de noi, vorbește de cărarea noastră.
Și am rămas uimit. Pentru că așa trebuie să mă apropie Dumnezeu. Ca și cum atunci citești și aștept la Dumnezeu să-mi vorbească. Și mă întreb, atunci cum este cărarea mea? Este strălucitoare? Merge lumina crescând pe cărarea mea? O văd ceilalți că pe unde mă duc eu este un drum strălucitor? Așa trebuie să ne apropie Dumnezeu. A treia instrucțiune a Cuvântului Dumnezeu. Să nu se depărteze, versetul 21, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi. Prima poartă este urechea prin care auzim și a doua poartă mare prin care intră informația noi. Sunt ochii noștri. Atâtea vedem. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi. Ați auzit de strabism? Strabismul este o boală. Sunt cei care se uită cu ochii încrucișați, se uită așa cruciși. Am avut un profesor la școală și așa un pic azul era pentru mine, deci când zicea, tu ridică-te în picioare, ridicam 2, 3, 4, 5, noi ridicam picioare la care trebuia și dacă se întâmpla ca vreo unul să copieze la examene, deci te prindea. Deci nu se uita la tine, nu știu cum, se uita tot timpul cruciși, dar întotdeauna îi prindea pe toți care copiau la el examene. El avea strabism. Dar este un strabism de asta spiritual. Ne uităm cruciși. Citim, văd promisiunea asta, zice aici, că ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru trupul lor. Zicem, da, este o promisiune și pe jumătate o credem. Și cu un ochi mă uit la promisiunea asta. Mă uit la cuvântul lui Dumnezeu, da? Și se întâmplă, așa este, așa facem. Dar cu celălalt ochi, mă uit în altă parte și mă uit la experiența mea. Cu celălalt ochi mă uit la experiențele fraților mei și atunci credința mea unde este? Sus, în top? Sau este la pământ? Și zic, da, este o promisiune, o, ce frumoasă, hai să mai citești și altele. Așa este? Și trecem la alte promisiuni și asta nu pentru noi. Și atunci nu are niciun efect, nu are nicio putere, pentru că nu e credința acolo. În Iacov 1 cu 6 la 8, acolo cuvântul Domnului vorbește despre înțelepciune. Și dacă lipsește vreunea dintre voi înțelepciunea, ce să facă? S-o ceară de la Dumnezeu, care Dumnezeu undă. S-o ceară cu credință, fără să îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins încoace și încolo de vânt. Zice, un astfel de om să nu se așteaptă să primească nimic la Dumnezeu. Să nu se așteaptă să primească ceva de la Domnul. Așa se întâmplă cu mine de multe ori. Pentru că se predică aici câte o promisiune măreață. Aceasta este o promisiune măreață. Sănătate pentru tot trupul tău. Cu o condiție. Citește cuvântul. Dar te-a pus să citești o zi, două, trei. Vreau să spun, vindecă orice boală. Dar când te apropii să citești cuvântul, iar ca un medicament. Zic, Doamne, roagă-te, acum vin să-mi iau medicamentul de care mi-ai vorbit în adunare. Acum vreau să vorbesc, să iau medicamentul care v-ai vorbit în cuvântul tău, că este sănătate pentru tot trupul meu. Și ia medicamentul acesta. Citește, citește cuvântul așa cum trebuie. Închide-te-n odaie, citește, aprofundează și crede că el este un medicament spiritual pe care îl iei, care vindecă și sufletul. Dar atențiune, aici scrie că vindecă trupul. Și ce se întâmplă atunci cu experiențele celorlalți? Și un fratele cutare a murit de cancer. Și fratele cutare are boala cutare, boala cutare, boala cutare. Este un verset în Deuteronom 29 cu 29, cred că mulți îl știți. Aș vrea să citesc acest verset și să dau un mic răspuns aici. Nu este cel mai bun. Aici cuvântul spune că lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru. A cui sunt lucrurile ascunse? Ale Domnului Dumnezeului nostru. Dacă s-a întâmplat ca cineva să nu fie vindecat. Aia nu înseamnă ca credința ta să fie la pământ. Aia nu înseamnă că promisiunea aia nu este a ta. Zice, lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru. Dumnezeu știe de ce a făcut așa. Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copilor noștri pe vecie ca să le împlinim toate cuvintele legii acesteia. Amin. Lucrurile descoperite. Am mai soată, nu sunt un acum, dar vreau să vă amintesc. Cuvântul lui Dumnezeu s-a descoperit sub două forme.
cuvântul întrupat prin Hristos, cuvântul scris, tot Logosul, și încă cuvântul se descoperă ca un rema, ca un cuvânt viu din partea lui Dumnezeu. Acel cuvânt viu, acel rema, se poate descoperi, este un termen din ebraică, din greacă, acest cuvânt viu se poate descoperi ascultând o predică, citind cuvântul Domnului, într-o cântare sau mai multe feluri. Dar vreau să vă spun, cel mai uzual mod este ăsta, citind cuvântul Domnului și crezându-l și aplicându-l. Ceea ce zicea cuvântul Domnului, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acestea, amin. Toate cuvintele descoperite. Dacă tu citești și Domnul îți descoperă ceva în cuvântul tău și tu crezi și te proștești înaintea lui Dumnezeu și aștepți împlinirea făgăduinței lui, ascultați ce spun, nu aștepți, o primești. Fiule, ia aminte, primul lucru, ia aminte la cuvintele mele. Al doilea lucru, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Al treilea lucru, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, cu alte cuvinte, citește regulat, caută pe Dumnezeu, citi cuvântul lui Dumnezeu și rugându-te. Și apoi zice, păstrează-le în fundul inimii tale. Am zis de două porți. Care sunt cele două porți care vorbește cuvântul aici? Unu, prima poartă. Ureche și a doua poartă? Ochii. Ele merg unde? În străfundul inimii tale. Știți cum merg acolo? Ca un vapor care este mare, care este purtat de valuri și când pune ancora și merge până în fundul inimii tale, tu nu mergi mai departe de ce este scris. Dar tu, dacă nu citești, dacă vorbesc de mine în primul rând, dacă nu citesc, dacă nu studiez, dacă nu mă rog, atunci sunt foarte ușor, citesc o carte, bă, și ăsta parcă zice așa, citesc altă carte, bă, dar am citit pe același subiect și ăla altul în opoziție cu el. Și la un moment dat sunt așa de debusolat, așa de debusolat că nu mai știu ce să cred. Dar când l-am citit aici și știu și cuvântul lui Dumnezeu este în fundul, în străfundul inimii mele, este un da și amin mare și adânc în mine. Este o ancoră puternică și de nezruncinat acolo. De aceea, nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu aduce viață pentru suflet, am citit la început, și aduce sănătate pentru trup. Și ultimul verset spune aici, păzește-ți inima mai mult decât orice. Ce înseamnă păzește-ți inima? Ai grijă ce bagi în ea. Păzește-ți centrul ființei tale, sufletul, trupul tău, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Frații mei, cuvântul din belșug în inimile noastre produce o iluminare a minții. Cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 4:12 spune că este... știu versetul pe de rost, dar tot timpul am tendința să mă curc în fața bisericii. Zice, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Fiți atenți, ăsta e cuvântul dacă îl citești. Dacă îl ții pe noptieră, am medicamentul pe noptieră, dar mă ating de el, știu că pe noptieră, e bine acolo, mai șterge soția praful. Viu și lucrător, mai detor decât orice sabie cu două tăișuri. Fiți atenți unde merge cuvântul Dumnezeu. Pătrunde până acolo că desparte ce? Sufletul și Duhul. Observați partea spirituală. Dar nu se oprește acolo. Că zice, încheieturile și măduva. Încheieturi și măduva, deja ăsta e trup. Judecă simțirile și gândurile inimii. Amin. În cuvântul citit și crezut și rămas în el, produce ce nu ne putem imagina, ce niciun tratament nu produce. Vreau să spun, e foarte folositor să citești cuvântul. Creierul uman funcționează ca un mușchi. Un mușchi, dacă o mână te accidentezi, o mână nu o miști câteva luni de zile, ce se întâmplă cu mușchii tăi? Se atrofiază, așa? Pe ajuns să nu mai poți să zici mâna aia, o mână sănătoasă, dacă o ții așa și nu o miști, Dumnezeu, ții legată așa și nu o miști. Ajuns să nu mai poți să zici mâna sus și încep cu exerciții de reabilitare ca să zici mâna sus. Creierul, frații mei, vă spun un lucru important. Trebuie să lucreze. El lucrează citind, studiind, nu făcând exerciții fizice. Asta e fizicul lui, exercițiile de făcut. Citind, rugându-te, meditând, cugetând la cuvântul Domnului. Asta este mușchiul care
Ceea ce faci tu pentru creier, ca creierul tău să funcționeze bine. Și e foarte important. Vă spun cu tristețe, sunt frați care nu citesc Biblia. Sunt frați care nu citesc niciodată carte. Nu pot să zic că cunosc, îmi cer scuze pentru ce am zis. Dar e posibil să fie. Vreau să vă spun, pentru creierul lor, pentru ființa lor, pentru sufletul lor, e o pagubă totală. E o pagubă totală. Vă spun, creierul se atrofiază. Dacă crezi că stai și te uiți la televizor, dacă crezi că stai și te uiți la internet și tu crezi că creierul tău funcționează, mi-e pare rău să spun că creierul tău nu funcționează. Dacă vrei ca să fii un om sănătos, pune creierul la lucru. Citește cuvântul Domnului, intră în el, adâncește-l. Filipeni 4:6-7. Un ultim gând și vreau să încheiam. Nu să las cei dintre la tine să cânte o cântare, dar m-am dus un pic prea lung. Aici cuvântul Domnului spune că să nu ne înjurăm de nimic. Dar citind, ți se mărește credința. În orice lucru, aduceți cererile voastre a cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Și versetul următor. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Ascultați-mă. Citind, studiind, ajungeți să aveți pace. Și mă opresc cu un gând, acum chiar mă opresc. Psalmistul zicea, gustați și vedeți ce bun este. Domnul se naște să gustăm, studiind cuvântul și citindu-l. Amin. Avem o solicitare pentru rugăciune. Undeva în România, în orașul Zalău, într-un spital, se găsește un bărbat cu numele Nicu. Este unchi al fratelui Doru Surducan. Bărbatul acesta a făcut un accident vascular cerebral. Probabil că se găsește într-o stare gravă și suntem solicitați să ne rugăm pentru el. Mai întâi pentru mântuirea sufletului lui și a familiei lui și pentru starea lui de sănătate. În rugăciunea aceasta cu care vom încheia și părtășirii din țara aceasta, aș vrea să ne încredințăm viața în mâna bună a Domnului. Ne vom desfălți din locul acesta, stă în fața noastră săptămână de necunoscut și aș vrea ca Domnul să-și împingă mâna cu îndurare peste noi și peste casele noastre. Amin. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine picioare și aș vrea să ne rugăm pentru aceste cauze și în final să mulțumim Domnului pentru ziua de azi, pentru bărbatul acesta cu numele Nicu, pentru noi și familiile noastre săptămâna în care intrăm și apoi mulțumim Domnului și pentru ziua de astăzi.